Bună ziua, prieteni! Bine v-am regăsit la rubrica Viețile Sfinților. Astăzi vom povesti despre viața Sfinților Mucenici Evlampie și Evlampia, care se prăznuiesc întotdeauna pe data de 10 octombrie. Sfinții Mucenici Evlampie și Evlampia s-au născut în Nicomidia, fiind frați. În timpul persecuțiilor pornite de Maximian, aceștia împreună cu mai mulți creștini au părăsit cetatea, ascunzându-se în munți. Când Evlampia a trebuit să meargă în cetate după hrană, a văzut afișat pe un perete un edict imperial care proclama prigonirea creștinilor. Pentru faptul că a rupt acest edict, a fost arestat și dus înaintea judecătorului. Deoarece nu a vrut să se lepede de Hristos înaintea acestuia, Evlampie a fost supus la multe chinuri. Auzind de chinurile fratelui ei, Evlampia s-a înfățișat înaintea judecătorului, mărturisind credința în Hristos. Evlampia a fost la rândul său torturată. În cele din urmă, Evlampie a fost decapitat, iar sora sa a murit mai înainte ca să îi se taie capul. Împreună cu ei au mai fost omorâți încă 200 de creștini. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale și ale tuturor sfinților tăi, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Doamne ajută, prieteni, să ne revedem cu bine și la alte filmări.